Premierul Marcel Ciolacu a primit o vizită inedită la Palatul Victoria. Este vorba despre o delegație de călugări de la schitul românesc Prodromul din Atos. Aceasta a fost condusă de arhimandritul Atanasie Floroiu, cunoscut drept starețul fără răutate. Vizita a fost una cu caracter privat și nu a fost urmată de declarații. În aprilie anul acesta, premierul Marcel Ciolacu a fost la rândul lui la mănăstirile din Grecia. A fost însoțit în acest pelerinaj de secretarul general PSD Paul Stănescu.